Sida la saies, m-am coborât să-ți vorbesc în îndurare, zice Domnul. M-am coborât să te sfătuiesc în milă, zice cel ce este sfânt. Pentru că, da, iată, ți-am promis că vreau să-ți dau putere. Ți-am promis că vreau să te cresc, zice cel ce este sfânt. Și am spus că, da, iată, îmi grăbesc unele lucrări și vreau să le grăbesc. De aceea te sfătuiesc și bine ar fi să iei aminte. Intră grabnic în ascultare și fă-ți partea, zice cel ce este sfânt. Eglabole sivola fia seblove de severaies chevolovels, numai zăbovi popor de legământ. Și ia aminte la voia mea, zice Domnul, și intră grabnic în ascultare și abrai tosana. Închide-te în odăiță mai mult ca oricând, zice cel ce este sfânt. Pe la diafel să brai, pentru ca iată să poți să stai pe fir de legătură, zice Domnul. Pentru că vreau să te învăț, zice Domnul. Pentru că vreau să-ți dau înțelepciune și da iată. Să-ți descoper taine pe care nu le pricepi și nu le înțelegi, zice cel ce este sfânt. Zeblifa la mana grobet na filios ebreios, iată oricare ai fi. Am plan de lucrare cu fiecare, zice Domnul. Și locul și timpul unde vreau să te folosesc este hotărât, zice cel ce este sfânt. Dar caută să fii la adăpost și la îndemâna mea, zice Domnul, că atunci când te chem să-ți faci partea, să spui, iată-mă, șabredolo sebira filomenei glaiis, înțelege taina și asta, zice Domnul, și nu amâna, pentru că nu știi, zice cel ce este sfânt, când pot să fiu un sprijin pentru cineva, zice Domnul. De aceea în umblarea ta caută să nu te abați la stânga și la dreapta și caută ca cel de lângă tine, ca cel care te pândește, zice Domnul, să nu găsească pricină de poticnire în vasul tău, pentru că astfel, iată, să-mi întoarcă spatele și să nu iei aminte la chemarea mea. Rebanio praido sanava, adâncește-te în cuvânt, zice Domnul, și nu te mai apleca la izvoare tulburi, nu mai căuta apă în puțuri secate și crăpate, zice Domnul. Iată, de multe ori așa ușor te lași și spui că este prea greu, zice Domnul, și de multe ori îți găsești portiță că n-ai putut birui, zice cel și este sfânt. Dar poporule, iată, ca deste înșală vrășmașul și îți aduce fel de gânduri. Elibrobile afimați tomena proiet nebel, popor, poporule, n-ai fost încercat peste puterea ta, zice Domnul. N-ai fost în nicio încercare în care dacă îți spune nădejdea în mine să nu fi biruit, zice cel ce este sfânt. De aceea, ciulește urechile la chemarea mea, zice Domnul, și nu te mai aplica la șoapta vrășmașului, dacă vrei să ai izbândă și biruință. E calte brote folosebe la nia semen. Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos a coborât în trup. Amin.